Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Și-a marcat 9 goluri. Pas excelent în adâncime și e penalti. Eu zic că e penalti. După părerea mea, decizie că buta în Liga 1 în noiembrie 2020, înlocuindu-l pe Ișvan Kovac, la meciul între Botoșani și CSU Craiova. E penalti indiscutabil. Nu este nici vorba de umăr. La umăr o mână și o dezechilibrare a lui Florea. Penalti pe care nu-mi explic cum de nu l-a dat centralul. Este o eroare monumentală. Din nou împotriva Chindiei. Florea câștigă acest duel cu Florescu. A intrat în locul lui Sorescu în acea partidă împotriva Angliei. Și iată-l pe Sila. Sila înscrie! Eu nu cred că este poziție regulamentară. Sila, jucătorul venind de la Botoșani, reușește să marcheze. Ia să vedem. E offside. Unghiul, atenție, nu favorizează. Deșeala lui Pap. Adică unghiul micșorează acel offside. Este un pic dincolo de 16 metri camera plasat. Pișnuită pentru meci de Liga 1. Probabil cartonaș galben pentru Croitoru. Să vedem, Croitoru a avut deja o etapă de suspendare. Vă spuneam, Dumitrache a debutat într-un meci al Botoșanului, a debutat întâmplător în noiembrie 2020 în locul lui Ișvan Kovac, care cu un sfert înainte de începerea partidei sare frumos peste minge Papa. Balonul ajunge la Mailat, este o poziție promițătoare. Mailat însă greșește, cu noroc balonul ajunge până la urmă acolo și este golul egalizator reușit de Mateus. 1-1. Oșanul 7 peste FC Argeș. Dacă FC Argeș pierde cumva meciul de mâine de la Ovidiu, atunci Botoșanul este aproape calificat în play-off. Foarte bine, reușește să primească între linii. Târcoveanu îi trimite lui Papa, offside la Mailat, offside la Mailat, care altfel a reușit să înscrie. Marius Coitoru. Minge recuperată de Florescu, dar șutul este foarte slab. Mailat. Mailat scoate la Florescu, care trage plasat. Excelent de această dată. După prima execuție slabă, Florescu este acum aproape de gol.